Cei care s-au născut în zodia Balanței vor avea între 13 și 14 iulie dialoguri utile și necesare cu persoane particulare sau cu reprezentanți ai unor instituții. Pot să facă și niște drumuri ca să rezolve chestiuni curente care țin de ordinul aprobărilor, apostilelor, depunerii de cereri, obținerii de autorizații, etc. Posibile deplasări de scurtă durată în țară sau străinătate. Posibilitatea de a trece cu bine un moment special dacă este vorba de un examen. Între 15 și 17 iulie la prânz, momente mai puțin grațioase legate de felul în care decurg lucrurile în casă și în gospodărie. Poate fi vorba de o chestiune domestică care nu este foarte gravă, dar care le dă viața peste cap, un deranj, o reparație, o curățenie, o stricăciune care, în sfârșit, îi și costă bani, le mănâncă timpul și face murdărie. Așa încât ulterior se va pune problema unei curățenii generale sau a unei intervenții majore în felul în care arată casa. Dar și posibile blocaje la nivelul comunicării cu părinții. Nu se înțeleg, nu cad de acord, nu se ascultă unii pe alții. E greu de spus acum cine are dreptate și cine greșește, dar pe fond este vorba de păstrarea sau de perpetuarea acelorași gânduri și intenții, acelorași soluții la care nici unii, nici alții nu renunță, ori de câte ori este vorba de un interes patrimonial. Ce fac cu casa, cu niște taxe, cu niște datorii, cu niște reparații, cu bună administrare a gospodăriei în ansamblu. Nivelul de conflict crește cu cât crește și valoarea bunurilor puse în discuție. Între 17 iulie după ora 12 și jumătate și 19 iulie, moment bun, plăcut, interesant, la capitolul comunicare, sentimente, trăiri, posibilitatea de a se afla în preajma unor persoane care îi încântă, le oferă o bucurie mentală, intelectuală, spirituală sau artistică. Au ce să învețe, au de ce să-i admire, au ce să facă și să trăiască în preajma acelora. Lucruri bune, minunate, frumoase, interesante, utile lor din multe puncte de vedere. Stare de grație și de inspirație pentru cei care lucrează într-un domeniu artistic sau interpretativ, multă intuiție, inteligență și spontaneitate. În plan afectiv, oarecare nestatornicie sau curiozitate sau dorință de independență și libertate care poate fi pusă în aplicare fără niciun fel de cenzură sau care poate să fie valorificată așa, mai pe ascuns. Dorință de a-și satisface niște mici mofturi, gusturi, plăceri. Unele pot fi culinare, altele pot să fie de viață sentimentală sau de împlinire personală. De exemplu, fără să facă un caz aparte de pregătirea lor fizică sau de scopul lor în viață, unii să își dorească în această perioadă să joace tenis. Fără ca prin asta să devină jucător, să facă o pasiune, să își ocupe toată vara cu acest lucru. Dar vor și ei să aibă experiența câtorva zile în care au fost pe un teren și au făcut aceste încercări. E vorba de mai mult niște escapade, niște forme de cunoaștere. Vor, de exemplu, să urce pe munte. N-au fost niște înrăiți ai escaladării munților și al excursiilor pline de peripeții. Acum vor și ei să vadă cum este duși la munte, să dormi în cort, să faci experiența unor nopți în aer liber, ales că este vară, și să numeri stelele. Tot felul de lucruri pe care nu le-au făcut până acum și, în final, de ce nu le-ar face? Au și dreptate. Sunt tot felul de curiozități
și dorințe venite poate din copilărie, din tinerețe și neîmplinite, pentru că n-au avut când, cum, prilejul, timpul sau conjunctura necesară. Acum e posibil acest lucru. Moment foarte important pentru carieră în general a tuturor. Pe sectorul casei a 10-a se află în tranzit Soarele și planeta Venus, care sunt un cuplu binefăcător. Aduc energie, sunt pozitive, atrag un pic de noroc, liniștesc lucrurile dacă e vorba de competiție sau de animozități. Doar că pe 17 iulie, acolo se va exprima și luna plină. Ea este în Capricorn, dar cu luna în Capricorn și soarele în zodia racului, pe această casa a 10-a. Și atunci acest sector este și el direct implicat, soarele e parte componentă, evident, din luna plină. Și atunci aici se poate petrece ceva, un eveniment care poate să introducă un element de noutate. Să fie numiți într-o funcție, să primească o nouă răspundere, să aibă o altă însărcinare, să participe la un eveniment de notorietate, să se afirme în plan public, să aibă un succes, să fie luați în calcul pentru o postură flatantă în plan social, politic, cultural sau chiar la locul de muncă profesional. Situația pe fond nu este rea. În schimb, ea se asociază cu foarte mult stres, cu îngrijorare, cu multe, poate prea multe condiții, condiționări și limitări ori interdicții. Adică va fi numit în funcție, dar din acel moment nu va mai putea face foarte multe alte lucruri. Va trebui să renunțe la ceva, la timp, la viață personală, la relații cu niște prieteni, pentru că există niște cadre de acțiune, de comportament care îi impun o conduită mult mai prudentă, mai rezervată, mai restricționată de multe coduri și condiții și de statut. Iar să spunem, dacă e vorba de o numire în funcție, încă este bine. Acesta este prețul, dacă doresc și le convine, îl plătesc și se bucură de beneficiul acestei ipostaze profesionale avantajoase. Apare un element de noutate în peisajul de până acum al casei a 10-a controlată de zodia racului. Și anume este vorba de revenirea planetei Mercur în acest semn zodiacal pe 19 iulie. Postură în care va rămâne până pe 11 august. Și în acest răstimp, Mercur va renoda toate situațiile, secvențele și dialogurile care au fost declanșate la prima lui trecere prin acest semn zodiacal cu niște săptămâni în urmă. Această revenire indică faptul că lucrurile declanșate nu s-au epuizat, ele au rămas cumva așa în suspans sau într-o derulare lentă, ori sunt asociate cu alți factori, cu o nedumerire, cu nemulțumire, cu dezorientare, cu neîncredere, cu blocaj. Revenirea lui Mercur le va permite celor născuți în balanță ca de acum încolo să se lămurească, să afle, mai ales pe cale verbală, prin viu grai, să vorbească, să întrebe, să ceară explicații, să primească explicații. În sfârșit, la limită am putea spune să se și certe, deși aspectul nu este conflictual, dar indiferent cum se desfășoară aceste întâlniri și aceste conversații, ele sunt de natură, mai mult decât în săptămânile trecute, să pună în evidență adevărul, să elimine îndoiala. În felul acesta, cei născuți în balanță vor afla ce în capul acelora, pentru că respectivii nu se vor mai putea ascunde, nu vor mai putea lucra prin învăluire, ci prin dezvăluire. Ceea ce este un lucru bun, pentru că nativii vor fi siguri pe ei, vor ști pe ce se bazează, despre ce este vorba, cel puțin nu se vor mai putea păcăli sau înșela. Aceasta este iarăși o situație bună, doar că este bine să gândească cu capul lor, să nu țină cont de părerile altora, să nu se lase copleșiți de prea multe sugestii, avertismente, inspirații și determinări îndreptate asupra lor de către cei care încearcă să-l manipuleze. Bun,
să spunem că unii sunt de bună credință, dar nici aceia nu pot să facă totul. E un moment al autenticității și al individualității. El să știe foarte clar despre ce e vorba, să spună el clar ce vrea și ce poate, nu este un moment al dedublării, cu atât mai puțin nu este un moment al păcălirii și este un moment al unei gândiri profunde care presupune liniște interioară, calm, cufundare, meditație, cântărire și concluzie lucidă și competentă.